Clubul sportiv Dinamo București a adresat recent o invitație secției de lupte greco-romane de la CSM Dunărea Giurgiu pentru participarea la turneul memorialului Victor Dolipski. Competiția s-a desfășurat weekendul trecut la sala de lupte din complexul sportiv Dinamo, unde aproape 100 de copii din București, dar și din Giurgiu, Brașov, Bușteni, Constanța și Câmpul Lung s-au luat la luptă dreaptă pentru a vedea care sunt mai buni. Sportivii noștri s-au întors la Giurgiu cu 5 medalii. Această competiție, Clubul Sportiv Municipal Dunărea Giurgiu, a avut rezultate deosebite, obținând 5 medalii. Precum le-am așteptat, sportivii de la categoriile mici au ocupat locuri fruntașe și aici aș vrea să enumăr. Locul întâi obținut de sportivul Gheorghe Valentin la categoria 26 de kilograme, locul 2 obținut de către sportivul Gheorghe Florin la categoria 47 de kilograme, locul 3 obținut de Gheorghe Alexandru la categoria 30 de kilograme, locul 3 obținut de către sportivul Rotaru Cuzmin la categoria 100 de kilograme și locul 3 obținut de sportivul Răbâncă Mihai la categoria copii 2006 la categoria 47 de kilograme. Această competiție s-a vrut a fi ultima verificare a sportivilor giurgiuveni calificați pentru campionatele naționale de lupte greco-romane, ce se vor desfășura la sfârșitul lunii la Târgu Mureș.